Am tras draperiile și am rămas în cameră. Ia ce-s mă băieți, ia mă stați că vă pun eu o melodie. Stai să o găsesc pe aia, da mă asta de la Gabi de la Giulești, asta ne trebuie nouă. Ia uzi. Ia vezi. Fără țepe azi? Cum adică fără țepe? Că nu înțeleg, nu înțeleg, nu înțeleg. Ia uzi. Pachete, pachete, am dat la vedete, la ale cuchete. Ce faceți mă băieți mă, cum sunteți ăștia 40 de ați mai rămas aici, ultimii străjeri ai acestui canal când YouTube-ul ne bagă în zona aia rea. Voi rămâneți aici și ziceți, bă, noi suntem încă aici. Oh, ce m-am speriat. Ce m-am speriat, futuți. Mamă, ce m-am speriat că a pornit melodia asta. S-a dat mai tare dintr-o dată, am găsut că mă... În depresie, de ce, de ce, de ce? Vă pup, băieți, vă pup. Și eu am dat și like. Nu cred, nu cred, tu ești nebun, crazy. Tu ești chiar nebun. Pachete, pachete, le-am dat la vedete, la alea cochete. Mă gândesc ce clip să pun mâine mă, pe canalul ăsta. Aș edita, aș tăia un pic clipul ăla când am băgat și noi 300 de am băgat vreo 500 de euro într-o armă pe mine din doi într-o seară să ne amintim așa cât de proști suntem. Ce părere aveți? E o idee bună. Merge. Știi cum e, cine îl vede, îl vede, cine nu să mă uit odată. Pachete, pachete, le-am dat la vedete, la alea cochete. Nu, no, nu, no, nu, no, deschide nimic, frate, suntem cu miză, știi că nu consumăm alcool, noi nu suntem cu d-astea, noi nu... Frate, noi suntem oameni, oameni în toată regula.
Stai să găsesc și eu. Asta costă 10 rotiri tot de la domnișoara Robiei. Imediat să găsesc eu altceva. Salut, Stef, salut, salut, băieți, salut, băieți. Lichele, 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 repede, repede, repede. Voi ia pe nepregătite. Pachete, panchete. Ai fost acceptat în seria YouTube-ului de Among Us. Se va discuta și se va face o întâlnire. Nu, pula mea, ce să căutăm acolo? Nu, nu mă joc Among Us. Hai că nu te joci Among Us, zi frate că nu te-a luat nimeni și ai, nu că nu te joci tu Among Us, ești ultimul irelevant, ultimul fraier, nu te joci Among Us, ești un fraier, fraier care ești fraier. Ce? Ce-a fost asta? Ce? Salut șef, a venit frigul peste noi? Abia am făcut băiță și... A venit frigul peste noi și eu l-am luat lemne. Nu e frate că e problemă de lemne. Ba, e frate, se întâmplă, mă pățești, mă un alt. A, ei. Noi să fim sănătoși că boala vine. Deci, pentru că suntem niște băieți de zahăr și pentru că vă respect și așa, o să dăm frumos un liveu unde ne place nouă cel mai bine, la frățiorii noștri de la Betano. Revenim în forță odată. Nu știu pe ce e pe ăsta aici, asta. Stai să vedem. Incredibil, bă, ce le am. Mamă, ce le ai, ce le ai, ce le ai. Ce bine le dai, ce le dai, ce le dai. Bun, punem aici frumos depozitul. N-avem încă scena aici, dar nu contează, este foarte bună scena care este și așa. La sfârșit de live avem frumos, v-am pregătit o listă cu toate evenimentele pe care eu le-am extras până joi, până joia viitoare. O să construim niște bilete, o să facem niște bombe de alea pe Superbet, cum ne place nouă. Ai idee de ce nu pot juca la manager sau să iau bonusul din pe Betano? Nu. Răspunsul este nu. Dă-le și tu un mesaj la băieți și vezi ce zic. Bate pe Dinamo? Bă, eu zic că bate. Nu avem din păcate, Cupa României este atât de simplă încât noi nu avem, cum le spune, statistici, dar ar trebui să bată. Sunt multe surprize care s-au întâmplat de-a lungul timpului, așa că ce am învățat noi în această săptămână este să nu ne bazăm pe cupă, pentru că de la un plus mare am ajuns la un plus mult mai mic și așa. N-am nicio idee, mă, Monkey, mă. Vezi și tu că nu lucrezi la Betano. Dacă lucram la Betano, mâncați aici. Aveam eu, dacă eram eu partener de la Betano, așa, uite așa eram ei, nu mă vedeți pe mine ca domnul Marica cu ciucatele lui acolo și eram și mai chiar rău de tot. Hai, un shiny cram, până un alta, până ne strângem, până să fie treaba bună. Un PSFX Dinamo a fost perfect, cotă 1.90. Da, dar periculos în același timp, nu mă așteptam să fie X la pauză. Nu știu, dacă te uitai un pic la meci, pe lângă faptul că ai fost că Dinamo a jucat execrabil, bă, a jucat penibil, multe chestii, adică și legate de arbitraj, așa, parcă nu etc. Bătălia specialelor, mă gândeam să ne jucăm și noi așa, ușurel. Dăm așa, ușurel, nu ne aruncăm. Mă, dar nu s-au de cantare. Mi se pare că s-au de foarte tare și nu înțeleg de ce. Mi se pare că s-au de cantare. Bine. Și 100. Perfect. 100 lasă aici. Te așteptai la oțelul STNX? Da, pentru că efectiv Dornel Munteanu face X cu orice echipă. Dacă îl bași cu Real Madrid, el face X. Dorian Mantel nu poate să câștige, el poate să facă egal în schimb. Poate să revină de la 24-0 și el să facă 24-24 în ultimul minut. Face el cumva. Normal, oțelul aproape mereu șanse dublă. Pe bune, pe bune, pe bune. O să vă... O să vă arăt...
O să vă arăt ce bilete am făcut eu pe weekend alea de 20 de meciuri de alea forță rău de tot. Bă, eu am zis că lovim unul până la sfârșitul anului. Mai avem, din păcate, 2 luni. Nu știu dacă o să reușim, dar a lovit pentru mine și Mirajul cu biletul ăla lui cu 2 lei, 1.300.000. Deci eu sunt mulțumit. Chiar dacă n-am câștigat eu, sunt mulțumit că a câștigat el. Dacă îl dădea, cu siguranță îl puneam și eu cu 10 lei la mișto. Tot o neagră și o roșie. Mai mergea o roșie. Salut, mărim miza la 10 lei? Da. Am vrut să încălzim un pic aparatul, să încălzim și noi un pic aparatul, să vedem care e treaba. Mă, ce am făcut? Am mai pus Miraj un bilet de ăsta. Oi, mă, un clopoțel, mă, ceva. Ai, mă, unul, mă, măcar o linie, mă, puneai unul aici să legăm noi, bam, bam. Am mai pus un bilet, am mai luat ceva de genul, a luat un bonus, ceva de genul, sau 60 de milioane, n-am înțeles exact. A pus într-o zi. Dar nu le pune și, na. Dacă le-ar pune, ar fi interesant, că le mai sfătuim, ne mai schimbăm, ne mai facem, le mai, na. Haide, mă, puiul meu, mi-ai mâncat 200 așa, nimic. Na, dai 3 struguri ca la... Chatule, repede, facem noi 100 de like-uri ca să ne strângem și noi frumos? O, negr, hai, mă. Pachete, le-am dat la VTT, la alea cochete. Tot o neagră. Te pup, garo, eu te pup. După bagi metin? Bă, nu știu cât stau. Nu știu dacă fac ceva, dacă ies un pic pe afară sau nu. Asta e roșie. Te era și asta e neagră. Ce faci, mă, tot timpul? Mă, hai mă băieți. Nu mai pune, te rog, atâtea poze pe Instagram, care și mama e telefon cu touch? N-am înțeles. Roșie. Am un musc aici de ieri. Urmăresc de ieri. Uite-o. Se pregătește să zboare. Dacă o prindeam. Ha, copile. N-am prins-o, na. Dar astea are aici. A luat Mirajul acum vreo 2 săptămâni. A pus 2 lei și a luat 1.300.000 cu taxe, cu tot, că l-a pus fizic 1 miliard. Da, 1 miliard, băiți, 1 miliard. O să vedeți, am pus niște variante. M-am gândit eu să-l facem de mâine sau azi până joi. Eu zic că o să fie treabă bună. Chat, nu uitați de ofertele fixate în comentarii. Peste 1000 de rotiri fără depunere, fără rulaj, în linkul fixat în comentarii. O grămadă de cazinouri, vedeți unde n-aveți cont și puteți să faceți cont și să luați rotirile. Uite, Las Vegas, 150 de rotiri fără depunere și fără rulaj la Vampire Night. 1.050.000 de rotiri fără depunere. Betano, unde suntem astăzi, 300 de rotiri fără depunere și fără rulaj. N-ai mult, nu există. În rest, vedeți și voi, mai e 888 cu 25 de lei, Winbet, Guessbet, La Conti, Magic Jackpot, o grămadă de cazinouri fără, cu rotiri fără depunere și bonusuri dacă faceți cont nou. Dacă dea biletul ăla, mi-e cumpăram apartament cu fix, că fix 20.000 mai avea nevoie pentru ei. Da, gândește că de obicei, gen, dacă pune cineva bilete de alea de 2 de meciuri, le mai pun și eu cu un 10 lei acolo, că nu strică. Adică biletul lui cu 2 lei, 1 miliard, eu l-aș fi pus cu 10, 5 miliarde, hop. Și o roșie. Bine, și o neagră. Hai mă, că merge cum, dansează cum vreau eu. Dar nu l-am pus că a zis că nu crede că iese. Prima dată când am auzit musca, am crezut că e stomacul meu. Nu știu, am mâncat bine, când sunt pe acasă mănânc bine, sunt responsabil. Și răspunsul pentru noi, nu, mâine o să pun zahărul la vin. Mai am cineva după aici, chiar dacă suntem puțin 80, e cineva care e după la țară, face vinul și de-astea?
E roșie asta. E roșie asta. Hai mă, mai merge o roșie. Eu doar îl beau. Se pune zahăr în vin? Da, zahărul este conservant, prăjiturică. De-aia se pune. Nu se pune să-l îndulce, să știți că nu are rolul ăsta. Zahărul este conservant, dacă nu știați. Eu sunt de la țară, dar nu fac vinul potcovesc, aici fac boloți. 30, da? Hai, roșie. Și o neagră. Hai, mă, cât să mai țină. Ne cam seacă, ne cam seacă, ne-a luat 400, ne-au luat 400 băieții. Tot roșie, neagră. Chiar nu știam, ba da. În loc de zahăr, e bine să ai... Păi da, mă, frate, da, mă, Paul, dar la un moment dat vinul se oprește din fier și atunci îl poți trage frumos și să-i poți pune zahăr și îl lași frumos. Și după aia când stă de tot din fier, când stă el din fier, îl mai trage odată și aia e. Mai bine bau boască decât să fum zahăr în vin? Bro, se pune, pun un kil de vin la o damigiană de 50 de litri, ca idee, este conservant. Nu știu, nu... Puteți să căutați până dacă nu știți chestia asta, e aiurea. Zahărul are rol de conservant la vin. Sau îi... na. Două roșii. Hai mă, mai dădeam o roșie, mă. Mă, dar una, mă, vreo două coroane să ne liniștească un pic. Ne-a cam trântit, nu e bine. Hai să plecăm la 2400, plecăm de aici. Nu, frate, nu te îmbezi repede, n-am nicio treabă asta. Ne. Roșii. Hai mă, mai ține, mă, și mie, mai ține și mie, mai dă și mie ceva. Nu, neagre, roșii. Ne-au omorât până acum, hai să plecăm un pic, că nu e... Hai mă, dăm ceva pe 25. Dă-mi o mână pe 25 să mai salvăm din ce a fost. Dă-mi o mână pe 25 să salvăm situația. Hai mă, o mână, să salvăm ce a fost, mă. Bine, bun, asta pe 25. Hai că e 400? 250, hai mă, că mă gândeam că e mai mare, mă. Mă gândeam că e un pic mai mare cu șeptarea aia, cu... Hai pe 25, repede, una, dacă nu, de acum la 2100 plecăm, plecăm de tot. Hai mă, dă-i două coroane ceva. Hai mă, dă-i mă, una mă, bună mă. EGT-uri în seara asta să nu vă aud. Să nu vă aud cu EGT-uri în seara asta, că nu e de noi. EGT-uri în seara asta, gher la Dio. Adio, gata, închidem EGT-ul, frumos, haideți să ne jucăm cum știm noi, după ce în 18 minute s-au făcut zop ce s-a făcut, haideți să mergem la jocurile noastre și să ne continuăm seara cum ar trebui să facem. Pentru că nu este de noi. Hai un Tom of Madness, ușurel așa, mai ușurel, mai cu plăzmici, mai una alta, și să stăm noi liniștiți că vedem că nu e exact ce vrem noi. Ușurel așa. Nu mai joc la Blizzard, că nu-mi plac dealerii. Foarte puțin dealer cum trebuie și nu-mi plac, nu merg eu să joc pe bani și să mă ia ăla la mișto, ei nebun să nu uite să facă cărțile, să mă ia și la mișto, că de ce fac asta, că de ce trag, lasă-mă bă frate să joc eu cum știu, că sigur știu mai bine să mă joc decât tine care ești angajat de două săptămâni, ei nebun și ai un training super aiurea. N-am mai jucat Blizzard. Chiar n-am mai jucat Blackjack și vă încurajez și pe voi. La Blackjack și la ruletă să pierd banii cel mai repede, pentru că zici că mai joci o mână, mâna asta joc mai mult, mâna asta crezi tu că o câștigi și ai pierdut toți banii și aia a fost, deci nebun, ura și la gară. E foarte greu la Blackjack să faci bani. Adică nu că e foarte greu, poți să ai o seară din aia de, nu știu, din vreo 5 milioane ai făcut 40 și restul poți să ai serii în care îi pierzi 40 de milioane în 10 minute sau mai puțin, că nu... Dai un double, dai o chestie, nu-ți iese și aia e.
Recuperăm, Paul, nu-i problemă, ne-am luat un pic cu EGT-urile, tocmai ce v-am zis, că nu prea, nu trebuie să jucăm noi ușurel așa. Ușurel așa, cu așa. Hai băieți, repede, 100 de lichele, 100 de lichele, să ne strângem și noi, că e penibil, uitați-vă, suntem 90 ceva, 48 de like-uri, hai că nu prea merge, hai să lucrăm și noi un pic, vreți? Pachete, le-am dat la vedete, la alea cochete. Bine, bun că leagă alea verzi. Leagă și alea albastre, nu e rău. Ar trebui plus minus dacă ne chinuim și noi un pic. Bine, bun. Și ar trebui să ne ducem spre o specială, nu? Mamă, 36 abia mâncați. Mamă, 40. Gol Dinamo. Ce a fost, mă, bambiliciu ăsta, mă? A făcut ăla preluare cu stângul, a dat cu dreptul, a portarul, mamă, ce... A jucat ăla sârba aici, nebun, până să dea gol. A luat-o pe stângul, a dat-o cu dreptul, n-au mai înțelegea, s-a urcat semingea pe el, era fiert. 50 de rotiri, ușurel, ca să ne dea și nouă specială să fie treaba bună. A fost A fost mai devreme și Galata, dar nu știu. Meci cam suspect. Nu am pus pe el. Ciudățel, nu prea era astăzi de pus. Poate un PSG, dar cotă mică, un Sporting cotă mică, un Dinamo cotă mică și el. Asta zic, mă, OM, dar asta este rar, rău de tot. Depinde mult. Eu mă enervez la Blackjack când românii din jurul meu nu știu să se joace absolut deloc și au niște decizii foarte, foarte proaste, adică nu respectă deloc strategia și mă enervez și nu mai joc. Și nu mă las cu de-alea că, frate, așa e bine. Nu, frate, respectă strategia. Este atât de simplă strategia încât trebuie să o respecti. Eu am pățit să prind acum 3 ani serie de 12 negla ruletă și mars de 100 de bețe. Asta zic, nu merge nici treaba aia că să dublezi. Nu merge, frate, nu faci bani. Mai ales la online unde cred că e complicată treaba la ruletă cu seriile alea. Cum ai zis și tu, 12 negre, pe la 12 negre dacă ai început cu un milion, câți bani să ai? Câți bani să ai să-ți iasă toată treaba? Gândiți-vă și voi, ai pus 1, deci ai pus 100, după 200 trebuie să fie cu totul ca să iei toată treaba. Înțelegi? După 400, după 800, după pana mea, e greu. Foarte greu. Care e strategia? Sunt anumite cărți unde dacă dealerul are cartea respectivă, nu mai stai tu, frate, să strigi, să tragi tu ca prostul. Dacă dealerul are 5 în mână sau 6 în mână și tu ai 12, tu nu tragi, frate, că stai. Și sunt oameni care trag și strică tot și ușa e. 3 efecte, nu e rău. Pe Betano Blackjack se câștigă foarte bine pe side-uri, dacă prinzi o triplă ai un... Da, știu ce zici, mă, Crix, da, am pățit, sunt sesiuni foarte multe unde n-am avut niciun site și toți oamenii de lângă mine aveau site beturi, nu par eu pe site beturi și ieșeau site beturi și nu e chiar așa, e complicat, frate, până la urmă e casino, sunt jocuri de noroc, frate, se bazează tot pe noroc, nu, n-ai cum să le, n-ai tu ce să le faci. Mamă, un efect și mai avem 4 căsuri de alea ca greu, da, 54 lei nu e rău. 70 de lei, nu e rău, mai aveam 2 din astea sus. Posibil. Nu e rău.
Bun. Bun așa. Le mai dăm, mă, Dinamo la ăștia, bă, frate. Echipă de Liga 3, despre ce vorbim. Dacă nici pe FC Bihor nu-i bați, înseamnă că... Bine, adevărat, ați văzut ce a făcut Bayern, nu? Că a pierdut cu o echipă de Liga 3, băieți? A văzut cineva? Bă, jocul nu e rău. Gândește că dă speciala destul de repede și... Da, câștigurile nu sunt mari, dar dă speciala destul de repede. Mamă, cotă 31. Eu oricum, eu sunt învățat, nu pun eu, dar are Bayern cotă 1.05, să pun eu că dă 3-4 goluri. Nu, asta e o porcărie, e o vrăjeală, nu, să nu puneți chestii de-astea. Să nu puneți chestii de-astea. Vezi că are o echipă cotă 1.09, vezi de treabă, te duci mai departe, te duci pe afară, te uiți... Nu știu, te uiți la doi câini, pariezi cu tovarășul tău, vezi, bă, care câine crezi că dacă arunc pâinea o prinde primă, e mai bine decât să pui că dă Bayern 5 goluri. Nu, astea sunt vrăjeli, să nu puneți chestii de genul. Am avut 2 plus pe Bayern. Și cât aveai pe 2 plus pe Bayern? Cotă 1.10, 1 cât era? Nu merită, frate. Dar Botoșanca a făcut blat iar 2 pauză, 1 final, cotă 80. Nu știu neapărat dacă a făcut blat. Joacă foarte, foarte rău. Adică dacă Dinamo nu poate să bată pe Bihor, care e în Liga 3, de ce te așteptai ca Botoșan să-i bată pe băieții aia? Bine, și eu mă așteptam, adică mă gândeam că-i bat, dar n-am pariat. Domnule Alexandru, vreau să vă înștiințez că subsemnatul Laura a primit timeout pe canalul de Discord din cauza că a adus injurii la adresa comunității timeout o zi. Foarte bine, poți să-i dai și mai mult. Nu știu ce-i cu Laura, nu știu ce-i cu el în ultima vreme, cred că a luat-o, l-a luat capul. Și eu am jucat 1-10 pe Victoria City, într-adevăr, într-adevăr. Dar... mă refer la asta, dacă vezi un 1-0-5, un ăsta, nu, nu mă refer să nu joci Victorie. Mă refer să nu joci că dă 5 goluri și chestii de genul. Cotă 1-10? Cotă 1-10, teoretic, dacă ai avea tu o bancă super mare și ai miza 100 de milioane, ai luat 10 milioane în plus, ceea ce este bine. Adică dacă ajungi la o bancă super mare și așa să ai tu să rulezi, îți faci treaba, îți faci treaba așa. Asta e părerea mea. Atletico ar trebui să-i bată pe băieții de la Las Palmas, aia sunt proaspăt promovați, Atletico Madrid, Nu mai pui basketul lui Putavi? Bă, o spune story pe Superbad? N-am văzut chestia asta. Chiar n-am văzut chestia asta. N-am pus basketul, nu, am văzut că ai și lui Tavi, parcă nu. Haide, bine mă, haide mă. Nu mai să face nimic, să avem și noi 4 efecte, nimic, doar 3. Sincer, decât să pun pe Sepsi 10 milioane, pe Steaua 10 milioane, pe... ce am mai pus pe ce am... Pe Rapid 10 milioane și de-astea mai bine puneam basketul lui Tavi. Mă uit la biletele lui Sărilie. 3 efecte e greu, e foarte greu să-ți iasă. Asta de jos greu, nu? Inele jos. Naa, 44, e bine. Lasă că eu am pus 30 de bețe pe Sepsi, da, nu știu, nu. Sunt te pup de meca. A fost atâtea chestii în cupa asta pe care nu le-am înțeles. Odată, Sepsi e obligată să-i bată pe băieții, altfel este în cupă. Nu-i bate. Bun, al doilea, Craiova obligată să bată match, altfel nu se duce mai departe. Nu bate. Nu, Craiova a bătut, scuze. Rapid obligată să bată. Dacă nu-i bate pe CSA, nu se duce mai departe. Nu-i bate pe CSA și după dau băieți interviu. Ce? Că îi batem pe CFR și după ce îi batem pe CFR, aia a fost, ne ducem mai departe. Ce să mai bați pe CFR? Că principalele favorite la cupă mai departe sunt CFR-ul și Clujul. Rapidul e cam pe lângă. O să fie grea. Sunt de părere că în rog cel mai bun pariu este PSFX. Da,
da, într-adevăr, la echipele astea mai care nu dau goluri, dar într-adevăr, să știi, dacă ne gândim și ne uităm ce s-a întâmplat în ultima perioadă, da. Chat, hai să facem și noi 100 de lichele, la 100 de lichele pleacă special aleasă de voi și facem și noi o treabă frumoasă. Bă, dar nu prea e ce trebuie, mă, mai mult ne mănâncă decât să ne plătească, dar eu zic că ne prindem o specială cum trebuie. Peste 1.5 este un pariu bun în oricare, nu numai la noi. Cel mai bine peste 1.5 sau gol prima repriză, gol a doua repriză, astea cam ies. Câștigă oricare repriză, adică în repriza aceea dau mai multe goluri decât adversarul. De exemplu, poate să fie 3-0 pentru gaz de la pauză și în a doua repriză să dea și ea un gol, să se termine 3-1 și oaspeții au câștigat și eu o repriză, înțelegi? Asta e pariu. Mai dăm-mă 50, poate ne dă și 97 efecte să fim și noi fericiți, să facem o treabă bună. Dacă ai ajuns să pui X-uri pe meciuri de FIFA, e gravă treaba. Dacă tu ai ajuns să pariezi pe meciuri de FIFA ce se întâmplă la pauză, mi se pare că ai întrecut un pic măsura. X la oțel în fiecare etapă și ești șef. No, băieții aia nu, deci nu mai vreau să-i văd. Gol în minutul 90 cu FCSB. Bine, nu mai zicem că iese. Zice că iese mingea, nu iese. E mingea în teren, la dă gol din foarfe, că el anulează. Nu mai zice, nu mai zice. Deci nu vreau să mai amintesc. Nu vreau să-mi amintesc, deci o panoramă de arbitraj în Cupa asta României, aduc toți habarniștii. Domnița asta care e aici la Dinamo a scăpat meciul din mână, s-o lase rea la bătaie, să scuipau pe acolo, la un moment dat a zis unul, băi, vezi, bă, că asta e femeie. Urât, foarte urât, foarte urât ce s-a întâmplat. Nu știu dacă v-ați uitat la meci. Cupa României Naționale și Manchester United nu se bun. Hai mă puiul meu, mă, hai mă puiul meu, mă, bagă și tu, bagă și tu una. Bă, da, fix pe lângă ăla, mă, să luăm și noi wild-ul ăla, fix pe lângă el. Oh, rău l-ai dat. Bine, bine că leagă și ăla, bine, mă, ne-a mai dat încă două wild-uri. E bine, e bine, e bine. E bine, hai, pun, unde le pui? Bă, da, l-ai pus, bă, l-ai pus degeaba, mă, mâncați aici, l-ai pus, zici că l-ai pus de buda proste. Aici dacă le luam pe astea ca să mai dea un wild. Și verzi aici. Hai că verzi aici, hai că verzi ai dat. Oțelul are 12 galoni, 17 meciuri. Da, nu. Respect pe Dornel tot ce face și așa, dar ăla nu e fotbal ce se joacă acolo. Ăla e o... Să treacă timpul, așa e nebun. Mai mult să chine să dea banii pe deplasări pe astea, nu, e groaznică treaba. O să rămân în Liga 1, o să facă treaba și așa, dar nu. Dacă să mă uit la meciurile lui Oțelu, mai bine îmi bag cuie în ochi așa. Sârmă în ochi, ești nebun, n-ai cum să te uiți, mă, la așa, e rău de tot să te vezi așa ceva. 41! Să pui X-uri și să dublezi dacă nu iese. Păi și ce ai rezolvat, mă, bro? Ce ai rezolvat tu? Ce-ți se pare că merge așa schema? N-are cum, asta e special, n-are cum. Bine, și mai dai una, ca să avem 4. Mai dă, bă, una, mă, 4. Puteam să avem mai multe, mă. Pe mini cote 3 la X? Da, nu știu.
5 cotă la X, nu știu, de obicei e cam 2,80, 3, 3,50, nu știu dacă am văzut 5. Dacă e 5 înseamnă că nu iese egal niciodată. Bine, bun, bun primul spin. Hai mă, hai. Colțul ăsta, colțul ăsta trebuie. Bine, colțul făcut, nu e rău. Asta aici, uite o linie, dacă pui wilduri pe linia asta, tu cumva... Dar pune-le mă aici, uite aici, uite, pune, uite pune-l pe ăsta aici. Ia asta, uite, ia asta de aici. Bă, da, fix, nu puteți dai mai jos. 69, hai mă că putem mai mult mă. Cu Craiova a avut cotă 5 la X. Nu prea pun, adică nu știu, asta cu X, eu niciodată n-am mers pe X la pariul. Nu se mai vede nimic, bro, de aici, nu s-a pierdut nimic, lasă-l așa. Mă, n-am nimic cu doamnele arbitre, dar... Gândește că s-au luat băieții la bătaie și n-a putut să-i stăpânească, frate. Pe lângă faptul că s-au luat aia la bătaie, s-au scuipat, s-au înjurat, nu le-a dat niciun galben. Nu a putut să se țină la ei deloc. S-au scuipat aia pe lângă ea, să băteau, să înjurau, își băgau pe acolo. Cam urât. N-a zis bă nimeni de fătele arbitru, dar s-au luat aia la bătaie și ea n-avea ce să le facă, efectiv. Adică n-a, nu se vedea că n-avea autoritatea necesară. Păi, în momentul în care se iau la bătaie trebuie să dai niște galbene, el n-a dat... N-a dat... Ea n-a dat țăraca niciun galben, n-a înțeles nimic, a zis, haideți băie să ne calmăm, ce să ne calmăm, dă-le galben la țărănul ăia să-și dau bat acolo. Lasă-mă că se retrage, dar să dă galben mă King, lasă-mă că m-am uitat și eu la fotbal de 20 de ani, când mă uit la fotbal. Da, și nu a dat niciun galben, nu, eu n-am văzut în viața mea bătăi să se ia la, ia la bătăi să nu dea la niciunul galben. Deci eu n-am văzut, dacă tu ai văzut. Trebuie să dea, mă, trebuie să ne dau o specială de asta să ne puște vreo 3-4 milioane. Chat, hai cu 100 de like, hai cu 100 de like, o să luăm speciala de 100, repede, repede, repede. Te pup, Dragoș, te pup. E, nu știa, păi atunci la ce mai ești arbitru, dacă nu știi unde te uiți la meci. Trebuie să te uiți, trebuie să vezi tot meciul, frate. Nu, e, mai e până să poată să arbitreze o femeie un meci, părerea mea. Adică trebuie să fie cineva cu autoritate. Asta e părerea mea, nu sunt misogin, nu. Doar că mai avem un pic până acolo. Mamă, ce frumos le-a aranjat și n-a legat nimic. Haide mă puiul mă, bă dar nu nicio specială mă cum trebuie n-ai, dar nu mai pușcări. Legacy of Egypt? Vreți voi să încercăm un Legacy of Egypt? N-am mai încercat de mult, n-am mai jucat de foarte mult jocul. Bă da hai bă cu 100 de like-uri bă băieți, că nu vă ceream bă dacă n-aveam nevoie, dar să strâng și oamenii un pic. Ne recomandă și pe YouTube și așa ne recomandă mizerie YouTube în ultima OVR. Te pup Flapjack. Bă, peste 0,5 goluri în prima repriză și peste 1,5 în Bundesliga, da, dar nici n-au, cine știe ce... Cine știe ce cote. Luăm special la Mertos, la 100 de lichele luăm special, luăm una la Mertos dacă e. Nu, dacă este o femeie care știe să-și câștige autoritatea, o să aibă autoritate, nu... Ea știe să-și câștige respectul, frate. Ea meciul controlează de la început, asta e părerea mea. Prin ce decizii ei, un fault, o treabă, le explici frumos, vedeți că eu nu tolerez asta, vedeți că eu sunt drastică și... Imediat îi pui la respect. Că până la urmă ea e șeful acolo, când intri arbitru, femeie, bărbat, tu ești șeful acolo, tu îți gestionezi meciul. O vrem pe Emma Carter la centru. Emma Carter la tir ea e bună, la tir cu arcul, la trageri. Am înțeles.
Mene la 9 jumate de meci. Unde? Ia, în ce ligă? Suntem și noi curioși. Doar cu ea, numai cu ea. Hai mă chat, cu 100 de lichele, repede. Bate pucioasă pe ce Dinamo? Cred că e blat. 1-11 județeană, mă. Mâine King și-a bătaie, uitați-vă la mine, King și-a bătaie mâine. Dar nu-l încing, aia pe King, uitați-vă la mine. Ia vezi? Hai mă, o piramidă, uite aici o pui, uite aici. Hai mă, o piramidă, mă. V-am zis, aici la noi la Bezdead, când a, acum joacă din nou, are din nou o echipă Bezdead, când avea voința Bezdead, prima etapă i-a rupt piciorul 1 și după etapa următoare la fel, i-a rupt la 1-2 coaste, arbitru i-a dat roșu, suporterii n-au fost de acord și au alergat arbitru până s-a închis în șeful de, în postul de poliție, s-a baricatat acolo că l-o murau ea în bătaie, ca să vă dați seama fotbalul din România, băieți. Liga 5, cam asta se întâmplă în Liga 5. Păi tu n-ai cum să ajungi niciodată, adică e foarte greu să ajungi fotbalist neaccidentat de la zrup pe piciorul. Iar la unul piciorul cu totul, de tot, caput, mort, terminat piciorul, nu mai, ăla n-a mai jucat fotbal după. Și la, după ea mai rulă unul, două coaste și e descalificat, îți dai seama că mai accidentau așa în fiecare. Hai mai dăm 50, dacă nu de nimic, cred că ne retragem de aici. Am fost și eu arbitru de fotbal și am ieșit cu jandarmii de două ori. Dar sunt comune în Dâmbovița unde n-ai voie să câștigi acasă cum ar veni. Dacă înțelegi ce vreau să spun. Nu se poate câștiga. Nu vreau să zic de ce. Nu se poate câștiga, domne. Nu am treabă, s-ar fiecare face ce vrea. Nu am eu treabă cu de-astea. Frate, fiecare, indiferent la ce job e, ai, face ce vrea, frate. Mai lăsați-mă cu de-astea. Visul meu e să fac bani, să fac bani mulți și să-mi fac o echipă de fotbal. Ce tare ar fi. Haide-mă, o piramidă. Am piramide, piramide. Am piramide, piramide. Hai mă, nimic. Dai o piramidă, n-ai voie. Dai una, una măcar. Bine mă, da mă, da. Bine, bine, da mă, da. Nouă, e bine nouă, decât 4 e bine nouă, hai că e bine nouă. Hai bă chat, hai cu 100 de lichele, hai repede. Dar normal mă că și iau bătaie, pentru că tu ca jandar, tu n-ai voie să-i dai lui ăla în cap, tu n-ai voie să faci multe chestii. Suporterul ăla îți dă cu bolovani în cap, îți dă cu pumni în cap, tu n-ai voie să scoți pistolul, tu n-ai voie să faci mai nimic, asta e, n-ai autoritate în România. Echipa șeptarii cu grețul finanțator. E, așa da bă. Ce frumos ar fi echipa șeptarii. Dar n-am voie șeptarii, mă. Hai mă, repede, hai 100 de lichele, hai să ne strângem și noi un pic, hai. Că e slabă prezența. Hai mă, puiul meu, când am avut atunci 80 de rotiri, vă mai amintiți, mă? 80 de rotiri la jocul ăsta. Ce vremuri, bă. Mai dai o piramidă. Dă-i, bă, o piramidă, mă. Bagă și o piramidă pe un 10x pe ceva. Ho, la un 5x mergea. Hai mă, nu dai niciun retrigger? Hai mă, un retrigger, mă, piramide. Hai, o piramidă pe 2x. Cum ne place nouă, la un 2x. Hai mă, pe ultimul dai. Dai o piramidă. Hai mă, dai o piramidă, mă, pe un 2x. Chiar așa greu e. Îl dă piramidă 100% acum. 100% dă piramidă, nici nu mă uit. E 100% că dă o piramidă. Cred că e piramidă 100%, nu vă mai uitați. N-ai dat o piramidă?
joc care de obicei îți dă retrigger după retrigger, tu n-ai dat nicio piramidă, mamă, cât de rău. 30-40 de lei. Cam rău. Partea de sus a jocului se poate vedea, dacă o facem așa, se vede și partea de sus a jocului, ce părere aveți? Ia, vezi mă, cu mânuța mea. Bagă una. Bagă o piramidă cu mânuța mea așa. Bagă o piramidă. O piramidă, mă. Nu-mi place pe fast, nu-mi place pe fast. Lasă-mă și pe mine, să văd și eu bucuria jocului pe fast, așa. Bine, am luat aproape cât special aici, nu? Oi, mă. Bam. Hai, bagă 50. Bagă 50 și mulgel. Chatule, v-am zis, deci după ce când o întâlnă Gheara, biletul câștigător, băieți, biletul câștigător îl facem împreună în seara asta. Am dat al 100 de like, băi, ești de treabă, ești chiar de treabă, take. Hai mă, o piramidă, mă, hai mă, o piramidă, mă, că să uită oamenii ăștia, mă. Îmi faci nervi. Biletul câștigător, zic de un an încoace. Încercăm, încercăm, încercăm. Hai mă, una, una, una. Bagă una repede. Nu jocul pare ghirlă, pare ghirlă seara până acum. Seara e rea până acum, e ghirlă. N-am, nu e de la mine. Mai bagă mă una, mă. Mai bagă una, zeule. Asta nu-mi place, mă, mie la jocul ăsta, dă numai teaser-uri așa. Păi de ce ne trebuie numai un punct în două meciuri? Bine, un match e, unul e cu Elveția. Trebuie să batem Israelul, frate, nu-i atât. Cu Elveția nu-ți... Bine, cu Elveția vreau să merg și eu pe stadion. Oricum, duminică, pe stadion, băieți, cu Rapidul suntem acolo. Bine, o să-l face CV, nu la Rapid, haha. Direct, aruncăm duminică 10 milioane pe FCSB. Trebuie să-i batem, n-avem voie, n-avem voie să nu câștigăm. Duminică, o singură echipă câștigă, aia e FCSB, n-are cum. Și dacă batem Elveția, ce mai zici atunci? Nu mai zic nimic, nu, eu mi-e doresc să batem. Da, greu, 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 greu. Ne bateți pe cap, bro? Momentan n-aveți ce să comentați. N-ați reușit să bateți CSA-ul aici, nemun, din Liga a doua. Departe, 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 rău de tot. Rău de tot. Nu joacă nici Rahmani ăla, că e accidentat și a rupt picioarele. Petrila și toți băieții, nu... Nu știu dacă aveți cu cine să jucați. Nu că s-au chinuit, că n-au bătut, ce să chinuie, că i-a fost egal și era să-i bată aia în final, a fost rău de tot. Rău, chiar rău, eu am ținut cu Rapid un meciul ăla, chiar am fost fan Rapid în meciul cu CSA-ul, dar nu ați vrut voi să câștigați. Deci unul dintre cele mai rele meciuri de le-am văzut eu odată. Oțelul ce mai zice? Nu compara Oțelul cu CSA, bro. Stai liniștit. Stai liniștit. Nu o zic că e mare echipă Oțelul, dar a fost cu Bulan la Oțelul. Nu mă interesează care o duce mai rău în ultimele meciuri și-a urmat. Te uiți în clasament, frate, ne vedem în clasament. Ne vedem în clasament, aia cum mă interesează pe mine. Nu cum o duce fiecare în meciuri, în alea, asta e o tâmpenie. Vedem, bă, frate, duminică cel mai bun să câștige, frate.
Dar n-aveți ce să comentați, prima șansă o are FCSB în momentul de față. Nu, 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 meciul cu Israel o să se joace în Ungaria, din ce am înțeles. Locul 1 pentru mult timp, nu zic că o să devină locul 1 la pedeapsă, dar clar CFR-ul ia titlul anul ăsta. Clar CFR-ul ia titlul, clar, nu știu ce s-a părut așa clar, dar da, are lot bun CFR-ul. În momentul de față, da, cel mai bun fotbal îl joacă CFR-ul și cu FCSB-ul, fie că vă convine, fie că nu. Rapidul, Slăbuț, Craiova nu mai zic, Zob, Sepsi n-are rost să discutăm, Faru n-are rost să discutăm, e groasă treaba. Da, da, dacă se mai alenează 2, 3, 4, 5 goluri așa clare, clar îl ia CFR-ul, îți dai seama. Că voi ziceți degeaba că, domne, uite-te în ultimele meciuri la statistică, dar hai să ne mai uităm și cu Petrolul, hai să ne mai uităm și cu Oțelul ce s-a întâmplat, hai să ne mai uităm așa, ușurel, știi? Hai să ne uităm și cu Voluntarul ce s-a întâmplat. Uite la FCSB cu cine are următoarele meciuri. Da, bro, nu știu ce să zic, dacă tu zici așa... Nu mă mai la meciuri, dacă știi deja care e treaba, zici și mie cum e. Deci ai zis CFR-ul pe 1, FCSB-ul pe 2, Rapidul pe 3. Păi du-te și pune la pariu, dacă tot să știi o treabă, pui repede 10 milioane ca e sigur vreo cotă de 10 asta. Și le-ai luat 100 de bețe, ce dracu. Pe 29 are FCSB cu Dinamo. Păcat. Salut 93, salut. Hai că dai una, hai că îmi dai o piramidă acum, nu ne mai ții. Nu ne mai ții în suspans. Păi ești tu o piramidă. Da, nu mă. Am crezut codă, mă frate. Chiar am crezut codă. Am tot, da, nu, că fără specială nu plec de aici. N-am înțeles ce aveai nostres, dar sigur ai făcut tu ceva. Păi da, normal că te-a scos, mă, șaorma când se dă gol valabil la 2-0, nu îl pune. Te scoate, na. Ți-am zis, cu voluntarii dă-l la mână, îi face mâna așa, zice, nu e penalti. Se întâmplă, frate, na. E normal, frate, să se întâmple. În același timp, ați văzut cu Petrolul. Roșu, clar, la Daua nu-l dă. E slab arbitrajul. Se întâmplă, sunt și manevre, n-ai ce să zici. Gol PSG. E nebunie, bă, frate, e nebunie. Ia, mă, cine a dat gol la PSG? Cu 2 lei pus la mișto cotă 1000 și ceva, m-a scos PSF2 FCSB. Aș un meci din Spania și încep să le dai așa ușor. Hai că o dai acum, dacă nu-mi dai nici acum o piramidă, chiar o să fiu supărat. Bag o piramidă. Bag o piramidă la băieți repede să vedem noi speciala. Ha mă frate, mă, o piramidă, mai jucăm pe la 1300 dacă nu plecăm, că nu... Ne-a ciupit așa, ușor. Chinezul ăla nou, Neymar. Motivul a fost... Că reprezentam un risc reputațional pentru cei ce s-au asociat. Păi dar nu înțeleg, explică, încă nu înțeleg ce înseamnă asta. Îmi explici sau asta ți-au zis ei, că nu știu ce înseamnă. Explică mai așa, că nu... Bine mă, bun, bine. Pentru banc? Nu știu ce zici acolo, tu știi. Hai mă, ce un 5 pe rotiri. Mă, 6 rotiri. 6 rotiri, mâncați-și, mă joc 10 rolezi, 10 milioane, sunt de 6 rotiri.
Hai să-i dăm așa. Ce părere despre ultima știre cu taxele și plătitul cash? Nu te interesează, nu te încurcă cu nimic, frate. Stai liniștit. Hai cu piramida la 3x-ul ăsta. Bine, piramida. Și încă una să avem 3. Încă una să avem 3. Hai mă, 3, că era bine 3. Șapte. 8, bine, 8, bine. Sănătate, șefule, mai multe decât mi-ai dat la început. Bine, 8. Hai mai de una, o piramidă. O piramidă să mai avem rotiri. Golbihorul nu cred. Nu cred așa ceva. Bă, slab sunt Dinamo ăștia, mă, mâncați și ăștia să fac de râs cu orice echipă, cred că dacă le aduci și cu fece pucioasa, nu cred că-i bat. Mamă, rău de tot. Bă, n-ai cum, mă, nici cu Bihorul să-i bați, dă-o în măs. Haide, o piramidă. Hai, mă, încă o piramidă. Mamă, perfect. Faraon sus. Oh, uite cum a trecut piramida aia. Era bun o piramidă, ești nebun. Haide mă, un Optix. Haide mă acum una mă. Haide mă o piramidă pe Optix. Dar nu, dă piramidă pe Optix niciodată în viață, lui mă, ăsta ce vorbim. Ai piramidă pe Optix, e prea periculos, e neum, plătește bani. Slăbuț. Slab Dinamo. Mai au timp, mă, să bată sau să facă ceva? Nu e top 84, n-ai mă, slab, rău. Dar nu, antrenor, e de vină, băi, nu știu ce ziceți voi, că... Antrenorul, ce să fac o să-i învețe fotbal, nu știu, sunt aia slab, nu știu fotbal, e slotul slab, rău de tot, e zob lotul. Adică da, nu o fi burcă la cel mai tare antrenor, dar cu cine să joace, mă, mâncați. Bun, hai să-i dăm. Finisher. Nu mai plecăm. Plecăm. Jocuri generoase, Green Knight. Site-ul ne zice că Green Knight este un joc norocos. Hai să încercăm și noi acest joc norocos. Ascultăm site-ul, dacă site-ul zice că e joc norocos. Chat, nu uitați de ofertele fixate în comentarii. Peste 1000 de rotiri fără depunere și rulaj în link-ul fixat în comentarii. Vedeți, milionul vă dă 50 de rotiri fără depunere la cont nou. Las Vegas 150 de rotiri fără depunere și fără rulaj la un cont nou. Betano 300 de rotiri fără depunere și fără rulaj la efectuarea unui cont nou. Intrați și luați-le rotirile, băieți. Vă dau acum King link-ul în chat. Îi dăm un 50 de rotiri aici chiar că îi dăm cu fast. Joc norocos, a plătit și la alții, ție nu o să-ți mai dea? Vedem, încercăm. Green Knight nu e un joc rău. Nu-mi place, mă, cum vine așa. Chiar nu-mi place cum vine așa. Ia să...
Hai că dai una. Hai că dai un străjer de ăsta al libertății. Ăsta e joc de american, frate. Ăsta e joc de americani. Dinamo dacă îi bate pe ăștia, ce e dracu? Deci Dinamo dacă nu îi bate pe ăștia, și ăștia au ieșit din cupă. Cu cine mai are Dinamo în cupă, de curiozitate? Ia să vedem. Dinamo mai are în cupă cu Oțelul Galați. N-are, nu îi bate Dinamo pe Oțelul Niță. Na, e greu, egal. Prima repriză X la Oțelul ei, cred că trebuie să ai cota 1.20 din neun. Joacă în groapă, man. Ce groapă, bă, că nu mai na, le-a dărâmat stadionul. Ce groapă? Hai că dai una. Dai, mă, și tu un străger de ăsta. Fiți atenți. Cum, mă, nu l-a dărâmat așa? Era, vă rog, că-l dărâmă. Nu, nu. Ce că să caut? Ce să pun pe Bayern, mă, teroric? Pe mine m-a spus. Steaua cu Oțel. Rapidul, că n-a bătut masca. Nu l-am prăduit, nu, l-am întrebat ce face contul și a zis că e la vânzare, că are amulete și de-astea pe el. Dar n-am ce să fac cu oarul lui. Bine, mă, bun. Poate să dea, și când e 2x, poate să-ți dea direct LOL. Nu știam. Credeam că e ca la Mounty, când e X nu poate să dea. Ar trebui să bată Atletico, da. Ah, credeam că l-a dărâmat. Hai să vedem, băieți. Hai să vedem care-i treaba. Hai de puii meu. Cel mult egal, zici că joacă. Mâncați, zici că joacă cu Real Madrid, nu cu Las Palmas aia. Bine, 10x-ul ăsta, vrei să te mint? Hai mă, ține-l. Dai niște de-astea. Begin? 52, nu e rău. Da, nu e, e greu în Europa. I-a bătut pe Celtic 5, câte l-a dat? Mamă, la 25 ăsta, lești ceva? Hai mă, hai, mai bagă unul, mai bagă un străger la 25x. Hai mai bagă unul de-asta. Hai mă, un capitan de-asta. La 100x măcar, dacă legi un wild. Wild-ul dacă legi. Să-l văd și eu wild-ul pe primul. Bine, bine, leagă, ce leagă? 60. Pentru două topoare de-astea, a? A, nu, pentru asta. Dacă mai pune un topor aici era forță. Nu a fost așa rău. Hai să plecăm de aici. Hai să plecăm de aici că e bine. L-a luat un milion, hai să ne cărăm că nu e. Nu e chiar așa ce trebuie. Ei joacă fotbal Leverkusen, ce să zic. E mob la Bucovăra 6, ce-i mai aia, mă? Aș lua 7 speciale pe 200. Să vedem dacă ne lansăm un pic.
Sună bine. Pe 200. Dacă avem 14 milioane și luăm 7 speciale. Mama, am făcut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 am pus virgulă. Ce virgulă, mă? Bă, nu știu dacă intru pe meeting după, să văd și ce fac prietenii mei. Propun un Book of Two Three Spin. Aruncați niște jocuri. Mersi de schimb, mersi de schimb, noastră, super bine. Ruby. Dau cas, nu aș încerca. Pimp, trebuie să prinde la pimp. Queenie, hai mă, Queenie, pe bune. Hai, Tiger, s-o sparge, poate. Hai mă, Queenie, hai. Queenie, hai. Bun, Queenie, Big Bass Flash. Nu, 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 nu. Book of Two Respin, Book. Book of Two Respin. Mărtos că n-am mai fost de mult. Sugar Rush nu-l mai luăm. Sugar Rush e o gherlă, nu mai. Hai Sugar Rush, hai Sugar Rush. No, Sweet Bonanza, hai să găsim alt joc, nu știu, la 7. Un Mega West gen Tor. No Gates, no Gates, no Gates. Hai bonus of mai mare stanție. Kraken, Kraken un luăm. Kraken un luăm, bun. Achiu! Bun, hai să le pișcăm, băieți. De ce ți se pare, cred că în cel mai joc? Cred că în general cam a dat banii, sincer. Cam greu să ieși în gherlele. 150 și mai bine la Ruby. Hey, Tigers. Agiu, nu ești la Helcatraz. Cred că nu e piesă de la mângâlă. N-o stres, nu mai zic nimic. Plecat. Tigri, panteri, lei și leu în parzi. Oh, ai că am scris Queenie dacă e. No, quindi no. Hai chat, hai cu 150 lichele, pe bune, pe bune, pe bune. Dă One Piece, da mă, zic, chiar atât de rău, bă. Chiar atât de rău e, a devenit live-ul ăsta, chiar, chiar, chiar așa de rău, mă, băieți. Pe bune, adică, bă, bă, bă. Bă, ia stai așa. Fii atent, fii atent, Raul. În seara asta, dacă nu dă peste 150 de lei, fii atent. Uite-te la mine. Uite că ești hater pe el. Fii atent, fii atent, Raul. Tocmai de chestia asta că ai zis, fii atent să vezi ce faci în seara asta. Deci tu fii atent.
Nu prea le place când suntem la Pucioasa, văd. Hai cu 150 de lichile, hai să plece bonus boy-ul ăsta măcar. Muertos. Nu mă, Queenie, Muertos. S-a blocat calculatorul, gata. Și mai avem Muertos, Sugar Rush, cred că nu. Sper să nu dea țeapă ăsta. Am avut 2 plus din ala. Dinamo joacă rău, mă, în ultima perioadă joacă rău. Fetrebit. Deci Kraken, da? Deci fii atent. Dar nu avem pe 300, avem pe 200. Da, dar noi am mai fost în final, am mai luat o dată ăsta. Am luat ăla european sau ceva de genul pe la mini fotbal, mă, noi ce ai? Am luat noi european la mini fotbal, ceva de genul. Locul 3 era ăla? Nu știu, eu că am mai fost și anul trecut am fost bun la mini fotbal. Candy Palace, merge un Candy Palace. Chat, hai cu 150 de like-uri, hai mă, ce dracu, mă, hai mă, bă, băieți, mă supărați, mă. Știi bani. Bun. Hai. Hai bă chat, hai cu lichele, hai. Hai cu 150 de lichele, repede, hai. Ha, puștule. De când nu te-am mai văzut. Hai mă, domnii, lasă-mă. Hai să începem cu Candy Palace să vedem care-i treaba, că cam greu cu el. 25, hai mă. Chiar așa, să duc 80 de lei, așa, direct, prima, e de încercare, ce se întâmplă? Skater, măcar, 20x pe 40 de bani. Mamă, cât rău.
cât de rău. Mai bine nu o luam. Deci mai bine nu o luam. Deci, pe bune, mizerie, mizerie prima. Mizerie rău de tot prima. Mă, ce e asta? Prima de încercare. Bă, frate, dă poftă că dă foame să îndrupt. Hai mă, că una să sparge mă din asta, n-avem cum. Deci e început cu 14 milioane, hai să vedem. Nu e rău. Un bar albastru pe 1, Hai mă, un bar albastru pe 1, mă. 2x, atât putem. Negru pe 2, Bine, bine, bun. Bine. Nu mai are ce să lege, mă. Nu mai avea, mă. 4x, slăbuț până acum, slăbuț. Păcat deșteptare avea. Hai mă, că era waze-ul bun. Legă una mai bună. Am 4x, 30 de lei. Nu e rău că e până capăt. Bine, 131 bani înapoi. Da, mai leagă una, băi, veri, bă, mai dă un negru pe 2, un ceva ca să lei și tu. Un negru pe 2, legai aproape până în capăt. Bine, bine albastru. Încă 200 de lei, nu? 120, bun. Bine, mă, bun, ăsta e bun. 280 a fost 150 special, a dublat banii, bine. Albastru. Hai mă, a clopot pe 2, mă. Bun, 286, bun. Trebuie să s-au recuperat din 14 milioane. Easy, nu vă citați, toată treaba e știută. Tigri, pantere, lei și leopanzi. Nu a fost, m-a dat ăsta pe eroare. N-a fost bonus buy, ne-a jucat și am făcut noi un bonus buy de 14 beți. Care e momentan stărâu. Ia acest mă băieți. Ce mister. E un mister ce cauți tu aici, mister, auzi? Hai că mister. Îi dăm 5, pentru că logica este în felul următor. Deci, dacă leagă 1 din 25 să face 50, la alt dacă leagă 1 din 13 să face 26 și nu e bine. Hai, tigru, de la tigru. Mamă, dar leagă-l mă, vere. Că dacă leagă, a legat-o. Trei rotiri, mă, nu mi-ai legat nimic, mă. Trei rotiri, am cerut, mă, și eu. Trei, bă, numai, mă, nu cinci, nu zici. Trei rotiri, mă, el dă numai una. Unu mergea. Da, nu, bine. Fiți atenți că e Queenie altceva.
Ia vezi ce-a făcut, mă. Bine, două inimi. Bine, rău, două inimi. Vezi că au venit ăia, așa. Jackpot. Era un 20x acolo. Ia, mă, ce pui? Ia. Cât e? Bine, 52. Era bine, 20x, mă. Imină. Hai, mă, o imină de-aia. Uuu, aici e imină. Hai, mă, dă-i dracu de iepuri, pune imini. Hai, mă, mai pune o inimă de-aia. Bine. Două, cinci. Șapte inimi, șapte inimi. Trei inimi, bine, bine, trei inimi. Dar pune-le așa, mai așa. E bine. E bine. Bine. Șapte inimi aici, șapte inimi. Șapte inimi și legând ceasurile cu iepurii. Jackpot, jackpot! Bine. 40. E bine, 40. Măcar a dat 100, era bun, dar e bine, 40. Hai, mă, inimă. Mai pun o inimă de aia. Să mor, dar n-am făcut la circ. Mamă, dă, nu a făcut la cer, mi-a dat alea, au făcut ăia, cărțile, așa, au venit, au făcut pe acolo urât 100 de lei, ești nebun, am stat 20 de minute și mi-a dat 100 de lei, dar nu a făcut ăia urât pe acolo, s-au dat așa și peste cap, s-au făcut. Bun și prost, nu, e bine tare, mai ales când ai 200 pe specială și îți dă 100 înapoi, mamă, deci sunt așa de bucuros, e tare joc, mă, e tare, de tot cuine asta, e altceva. Și mi-a plătit. Adică mi-a și plătit, nu e. Celo, mă, celo, hai. Celo la respin, ia ziceți. Pisici, ași bărbați. Hai, pisici. Chat, nu uitați de ofertele fixate în chat. Peste 1000 de rotiri fără depunere și fără rulaje în linkul fixat în comentarii. La Betano aveți 300 de rotiri fără depunere și fără rulaje dacă faceți cont nou acum și îl validați. Vedeți care e treaba acolo în comentarii. Scarabei, ultima oară ne-a omorât. Mai dai-mă o carte, te rog eu, mâncate sufletul tău. Mai dai o carte să fie retrigger ca să luăm și noi niște pisici. Dă-i o carticică, una. Hai, mă, o carte, mă, pe bune, atâta ceream. Trei pisici. Hai, mă, o carte, mă. Pune, bă, șefule, o carte, mă, mâncați ai sufletul tău. Bărbat! Bărbat, sus! Hai, că bărbat. Am zis că e leagă, nu știu ce. Hai, bă, o carte, mă, dacă nu pui pisici, pune, bă, o carte de-aia, mă. Mamă, trei teaser-uri, da, mă. Nu, dă nici acum, dacă n-a dat 3 teaser, nu-l dă nici pe al 4-lea, ce dracu. Ce mizerie. Ce mizerie de joc. Bine, hai și a patra. Hai și a patra pisică, hai. Hai încă o pisică. Puf, firar cartea, mă. Nu puteai să pui pe a patra.
Ne arși asta. Avem 500 de lei și mai avem 3 speciale. Rău de tot, e groaznică treaba. Rău de tot. Rău de tot. Mă, tu te-am îndreacă, n-o stres. Mai stăm să ascultăm un pic muzica, măcar dacă n-a ieșit, să credem că am luat speciala, ne gândim că n-a dat nimic. Mai ascultăm așa un minut muzica să... Te pup, OM, te pup. Mersi de membru. Da, și dacă dădea... Primul era în care o sugeam până la urmă. Dacă dădea, eram primul. Primul. Hai mă, chat cu 150 de lichele, hai. Mamă, nici 200 de like-uri nu facem pe live. Mamă, cât de rău, frate, ultimele live-uri rele rău de tot de la mine, bă, 200 de like-uri n-am mai făcut, mă, ce dracu' e asta, mă, chat? Hai să vedem, ciu, garajul ăsta e nebun, nu mă aveți speranța în el, da? La cât am încărcat în el, ești nebun. Ar trebui să... Inimile sunt așa. Bă, mai leagă, bă, băiatule, bă, ceva, bă. Nu știu, să moară măsa. Nu știu ce să mai fac cu jocul ăsta, să plătească ceva. Ursuleții jos. Nu știu dacă mai leagă. Mov, aia, mov, bine aia, mov. Și steluțele, leagă și steluțele. Bine și alea. Ursuleții, iar, ursule de sus. Bine și ursuleții. Inim, cumva, dacă ar da. Mamă, dacă dădea inim, ce bine era. Bine alea. Așa, bun. Și urși, urși, urși acolo. Bine. Și n-are cum stelele alea, mă. N-are cum stelele alea, că am dat-o 200 pe aia și tot nu plătește. Bine, inimile. Bine, mă, 300, mă. Haide, mă, că se mai poate. Dacă mai leagă ceva. Și urși aia, urși aia, mă. Bine. Cumva geleurile, n-are cum să ajungă la urșii aia, e rău. 365, nu e rău. Dacă mai dă și ceva pe ultima acum. Bine. Nu mai are ce să legea. E bine, e bine, e bine, e bine. Hai că ne-a mai scos din ghelă, ne-a mai scos din ghelă, bine, bun. Bun, ne-a mai omenit un pic. Ne-a mai... Da, așa o speram. Ți-am zis sugăraș. Nu, că m-a rupt sugărașul, mă. A dat 200x. Dar avea potențial să o bubuie un pic, să o bubuie ca lumea. Chiar avea potențial. E încasează asta oriunde ai zis. Normal, n-aveam pe unde să dau, că era încasează 100%, n-aveam, o simțeam, era din avion să vedea că e încasează. Mai mânca căcat atât. La ce v-ați abonat dacă nu vă place futu-vă în gură? Bun, avem un wild să trăiască, îl luăm, îl respectăm, nu-l comentăm, e bine un wild. Hai mă și cu al doilea, te rog eu frumos, uite acum că e perfect acum dacă îl pui, e timpul lui. Pune mă și al doilea, mai nu mai fă nervi. Bine, bun asta. E bani înapoi? Dar e 2x, nu e bani înapoi niciodată. Că e 2x. Dacă era încă un wild, erau bani înapoi. Târziu ori al doilea wild. Ca în târziu. Cred că între ele. Cred că, mă, nu peștele ăla. Îl pui pe Pluto, peștele Pluto. Cred că între ele, mă.
N-ai pune, mă, numai rechin de ăla, numai rechin, pui, numai de... Te mașinil de rechin. E, imediat vă învață, fratele, frutru. Tigri, pantere, lei și leoparzi. Îi dăm așa, bătrânește, poate prinde și un zar. Aici, pe 2 sau pe 3 zarul. Hai mă, un zar, mă, pe 2 sau pe 3, mă, să fie treaba bună. Mă, puiul meu, mă, un zar, să vedem și noi clinkul ăla, zacă, trrrr. Un far la sugaraș? Zici tu că ar merita farmul la sugaraș? Adică nu știu să zic, nu știu dacă merită așa tare. Gata, puiul, am dat. Zece, da? Asta e roșie. E până. Nu e, mă, nu. Nu e, nu e exact ce trebuie. Te pup, Percy, te pup. Cam de mult, cam de mult n-ai mai fost pe aici. Ne-am făcut brigadă de CS2. Tu nu te bași cu noi, nu vrei să te joci cu noi, nu știu ce să zic. Cam urât, cam urât. Bă. De unde-l punem, mâncați? Hai, 2 pe 15. Ia dai-mă un zar pe 15. Hai că un zar pe 15, dacă ești nebun. Nu vrea, mă, bă, dar un zar nu ne-a legat. Un zar nu ne-a legat, frate. Unu. La 700 îi dau un far puternic, mă, la sugaraș. Îi dăm un far puternic, dar îi dăm pe cât? Pe 10? Cam mult pe 10 lei, mă. 80 de mâini, ce dracu să ne dea pe 80 de mâini? No, sugaraș decât Alexander. Nu mi-a plăcut niciodată jocul ăla. De ce? Că Wild Walker ăla chiar e top. Chiar mi se pare un joc mișto. Degeaba faci bully, dar chiar e un joc mișto, nu stres. Vreți să încercăm Wild Walker-ul? A, cream că zic la mișto. Mi se pare mișto jocul. 25.000 de runde. Mie mi se pare un joc mișto Wild Walker-ul. N-am câștigat niciodată mult la el, dar mi se pare un joc foarte mișto. Pă cât îl jucă în chat? Bă, hai bă. Îi
dăm pe 2, poate, poate. Pe 2, poate, poate. Păi și cât ți-a dat cel mai mult? Cât ți-a dat cel mai mult pe 2 lei? La câte runde ai jucat? Hai, mă. Din 9.070, bă, lasă. A, te-ai rulat tu sau? Din 9 milioane ai scos 70? Bă, las. Mi se pare, nu știu, n-am luat la asta. Hai să vedem, poate. Hai să vedem ce facem noi din 6 atunci. Noastră din 9 milioane a scos 70 și noi din 6 scoatem 0. Fiți atenți să vedeți performanța, dracu. Cum om reuși. Nu știu, n-am mai făcut mai IMAX. N-am mai făcut. Scoți și tu 70 lei, nu milioane. Bine, mă, bun. Haide, pui. Hai să vedem, mă. 70 de milioane, a? Hai, mă. Bun. Hai, skater, hai cu skaterul. Skater direct. Bine, bun, bun, sănătate. Bine, 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 vedeți că mergem bine, rău. Hai cu skater, hai cu skater, hai skater acum. Mamă, bine, rău, fiți atenți că merge, le deblocăm toate. Hai că nu, stăm bine, rău de tot. Stăm bine, rău de tot, hai un skater acum. Dă-i unu, mă. Unu, mă, un skater ne mai trebuie, unu. Un skater. Bine. Bun, lejer, sănătate. Lejer, bine, 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 bine. 7 rotiri și avem 3 wilduri. Bine. Ce bani e asta? Ce bani e asta? Bine, 60. Hai, mă, încă 2 și deblocăm al 4-lea wild. Încă un bonus. Încă un bonus și deblocăm al 4-lea wild. Bine, 60. Haide, mă, încă un bonus, mă. Hai, încă un bonus și ne ducem departe. Hai, mă, un... Asta e bună, e mai bună decât celelalte. 78, bine. Haide, mă. Haide, mă, un wild, mă. Un skater de la mă ne trebuie. Dă-i, mă, un skater de la, mă. Un skater ne trebuie. Dă, mă, un skater. Bine, femeile astea sunt vreun milion, cred. Ce-ai zici? Ha, mă, un skater n-ai mai dat și tu. Bine, bun. Două rotiri. Bine, mă, pe final. Haide, mă. A trebuit să mai facem vreo 3 milioane. Bonus tot aia. Până în capăt, du-l, mă, până în capăt, bă. Dacă nu le du-o și pe aia acolo, lângă ei, du-o pe lângă ei. Du-o, mă, lângă ei, mă. Dar de ce nu o duci lângă ei, mă? Nu vrea să se ducă. Bine, 4.800 e top. Top, top, top.
Mai aveai și aici 5 vă cei 7 de ce, ce pulangiu ești, mă. Ne mai dă una, ne mai dă una, nu vă alarmați. Nu vă alarmați că ne mai dă una. Tu te joci cu el, nu e cu tine? Ne, aici e, de aici pleacă. Dai mă, 3 mă, nu 2. Ne mai pișcă el ceva, n-are cum. Hai mă, pui eu mă, 3 bonusuri. Ai jucat 30 de ore același joc în 4 zile. Mamă. Bă, băiatule, e groasă. E groasă. Hai mă, încă un bonus. Bine, bun, bine. Hai puiu. Haide, bonusul la început. Bine. Două acum. Era bine două. Două acum. Nici unul, hai mă chiar mai sus. Bonus? Bonus, mă. Na, asta e... E pușcărie. Pușcărie, asta e pușcărie. No, mai... O să ne dea un bonus, probabil. Un bonus dă, ca să ne mai dea două rotiri, n-are cum. Un bonus dă, așa, de... N-ai dat cu ei niciun bonus. Mai aveți și ajuns la 70. Ia mă, nu-ți trezi bilete, ia ce ai mai pus, ia mai arată-ne. Hai mă, mai bagă-ne una. După ploaie și furtună, ne-am omorât, e nebun. Una, ne trebuie una mai puternică, așa, mai periculoasă. Bine, bun, încă una. Bine, mă. O dă din... Cred că din 200 de spinon am luat 3 speciale. Nu e rău. Haide, unde-i bonusul?
bonusul. Bine că ai pus două, hai. Nu e chiar așa de rău. Hai mă, un bonus, mă. E bine. Hai două bonusuri acum. Hai cu două bonusuri. Două bonusuri. Na, fără al treilea wild, nu. Nu facem treabă. Bine. Hai mă, bonus. Două. Două, mai dădeai unu. E, l-ai dat degeaba. Iau pe Tatiana. Slab. Hai mă, chat, facem noi 200 de lichele, hai, hai cu 200 de lichele, măcar atât, atât. N-a cerut mai mult, 200 de lichele, ce naibii sunt 200 de lichele. Hai băi, hai. Dacă dă bonusul repede, dacă dă bonusul repede, ne-a recuperat pe toți. Dacă dă bonusul repede, dacă dă un wild repede, de sus așa. De sus așa să facă că bam bam bam. Bam bam bam, așa vreau. Bam bam bam. Hai mai unu. Degeaba, degeaba legea cu degeaba legea acum ăsta, că nu-mi trebuie mie astea acum. Cât? 20 de lei, cât sunt? 72. Un wild ne trebuie, un alt să facă bam bam bam. Haide mă. Hai mă, unul. E bine și cu ceasurile până în capă. 50? 56. Un wild mă, un wild mă. Ceas, pușcă, ceas și pușcă. Ei, lingău. Păcat, că erau multe wilduri aici. Hai mă, un wild mă, un wild mă și o scote. Am zis eu că fac căcatul praf. Elcatraz și ne apucăm de bilete. Elcatraz și ne apucăm de bilete că nu. Pregătiți biletele pe Discord. Pregătiți biletele pe Discord că nu e, e groasă. E groasă. Haide mă puiu mă. Sparge-te un pic. Dă-știa, băcăbunți! Uite ce-mi dă el cu aia. Pune mă pușcări, inim, inim, inim. Na, că nu leagă inim, nu leagă nimic. Poliținii, nu lega nimic. Nimic nu lega. Nimic nu lega din ce era acolo, nimic. Polițist pe doi.
Hai bă, polițist, pă, doi. Fix, că, fix pentru încă una să-mi bag. Meciuri cotă 13.000. Zero Las Palmas. Hai mai, polițiști. Polițiști pe 3. Pune, mă, te rog, pune-i. Pune-i, dă-i morților, de ce nu-i pui? Mamă, punea pușcăria și de-aia era o grămadă bani. Pușcăriaș. Mai leagă ceva. Na. Inim. Inimă pe 3. Hai mă, o inimă pe 3, mă. A fost, mă, o inimă pe 3, mă, trebuia. Ultima speranță. Hai că 20. Hai mă, și a doua. Hai și a doua, hai și a doua, hai. Ai dat-o pe prima și o dai pe a doua. Hai și a doua, hai și a doua astea, lângă ea. Doamne, mă, și pe a doua, mă. Lasă aici, că să muri 4 mâini. Șapte, deci bine. Hai mă, cu 3 stele șeptar în față și aia a fost. Hai mă, 3 stele. Pune mă și pe 2, pune și pe 2, și pe 2 una. Pune mă una și pe 2, mă. Mă, odată, bă, înțineai și mie una, era mare lucru, luam și o 70. Unde a venit una, trebuie să vină și 3. Așa ar trebui. Nu m-am gândit înapoi la Hellcatraz, chiar nu m-am gândit. Și a doua? Și a doua? Și a doua, mă. Hai și-a doua. Bine, struguri. Fix de Hellcatraz aveam. Bă, ce prost sunt. Bă, ce prost sunt. Dar parcă nu merge rău la Extra Stars. Adică pare că vrea să ne arate ceva.
Orbă, o neagră, bă, nu țineai și tu să mor, tu zici că îl dai de la tine. Haide, mă. O stea, mă, așa greu e să faci o stea. Hai, mă, și a doua. Hai, și a doua, lângă el. O stea, a doua. Hai, mă, o stea, mă. Bă, o să mor eu, dom'le, a ținut vreun dublat, zici că are dușmănie pe mine. Slab, slab, slab. Degeaba mi-a pus stea pe 2, pe 3, dacă nu mi-a dat nimic. Roșii. Și o neagră. Hai mă, și o neagră, mă. Hai mă, și o neagră, mă. Bă-tă lung, mă. Mamă, dar trebuia să-i bag în casă, eu nu te mă rog. Ce, ce e dracu unde s-a dus ca să aducă se și gard? Hai la bilete. Adio. Ah, ce m-am lovit. Adio. Adio. Chatule, nu uitați de ofertele fixate, peste 1000 de rotiri fără depunere și fără rulaj în link-ul fixat în comentarii la băieții de la Las Vegas, 150 de rotiri fără depunere și fără rulaj, dacă faceți cont nou și îl validați, pe Betano 300 fără depunere și fără rulaj, pe Milion 50, mai aveți Super Bet Winner, Net Bet Max Bet Top Top Top, Win Bet, Guess Bet, Luck, Conti, Magic Jackpot, Fortuna, Unibet, Twin Masters, Vlad Casino, Mr. Beat, Casa Pariurilor, Mozart, Frank Casino, Poker, Stars Player, o grămadă de oferte. Noi ne băgăm să facem niște bilete. Eu o să vă arăt meciurile pe care le-am selectat eu pentru voi. Stai să vedem ce avem aici. Dacă nu mai vreți să rămâneți, na. Eu o să fac cu băieții niște bilete, o să fac biletul etapei împreună cu abonații, pentru că am mai făcut chestia asta și mi s-a părut super fan. O să bag 50 de lei, 1 milion, nu o să bag în ce, nu știe ce. Nu este vina mea, arată că aici, vedeți, nu se întâmplă ce trebuie. Astea sunt meciurile selectate de mine. Luasem, adică eu mă gândeam că Dinamo bate, PSG bate, Atletico bate, Atletico aparent nu bate. Repriza a doua, posesia oare, 58 minutul, nu știu ce să zic dacă se mai întâmplă ceva. Porto, penalti ratat, o să vedem, sunt. O să vedem, aruncați și voi niște meciuri. Eu am selectat aici cel mai sigur bilet pe care l-am făcut eu, este unul de 50 de lei, 200 de milioane. Mă rog, sunt 20 de meciuri. Cam astea sunt meciurile pe care le-am ales eu. Uite, eu am selectat pe tot weekendul următoarele meciuri care zic eu. De exemplu, zic eu că uite, Corvinu nu pierde niciodată la Unirea Deși. Nu știu exact dacă e cotă 1.25, dar vedem acum. Corvinu, că nu m-am uitat. Un Edoara. Na, cum îl găsim? Corvinu, ia, că nu-mi pierde cea. A, nu, n-are cotă. N-are 1.25. Păi tu joci pe Liga 2? Nu joc pe Liga 2, m-am uitat așa. Mă rog, ăsta îl scoate de aici. Ar trebui să bată, dar îl scoate încă nu ne... Manchester ar trebui să dea și ei un gol cu Fulham. Eu a zice un X2 pe Manchester, dar joacă extraordinar de tare. Dar dacă vor să rămână și ei în lupta asta pe aici pentru Europa, pentru ceva, ar trebui un X2. Un X și GG?
Unui și GG la Fulham, coaie, chiar atât de puțin încredere. Aveți încredere în Manchester, adică înțeleg că joacă rău, dar... Sau marchează Fulham, ok, dar nu, unui și GG, dă-o în pâlă, mă. Celtic trebuie să-i bată pe băieții ăștia de la Ross County, am zis eu. Adică, da, egaluri pe bandă și așa, au și meci în Europa, dar zic că ar trebui să bată. Da, gol PSG. Osasuna cu Girona. Pă, Girona, dacă nu o luați că bate, luați-o, nu știu, că dă gol X2. Girona joacă fotbal, mă, în cap așa. Uf, deci Girona 1-0, da? 5-2, 1-0, 2-1, 2-1, 5-3, 4-2, 2-1. Uitați-vă ce joacă Girona, bă, băieți. Bayern München win? Nu știu ce să zic. Nu am luat așa ceva. Napoli ar trebui să bată pe băiețașii ăștia de la Salernitana, cu toate că au bătut cei pe Sampdoria. Totuși e Napoli, să luptă pentru campionat. Joacă în deplasare, într-adevăr, dar băieții ăștia de la Salernitana... Rău, sunt în cădere liberă, deci ar trebui să-i bată și dacă joacă cu echipa a patra. Lever cu Hoffenheim, GG sau peste 2,5. Nu știu ce să zic dacă bate Leverkusen, chiar dacă merge ceas, totuși e greu cu Hoffenheim. Da, nu e rău. Leipzig cu 3 să bată pe Mainz. Mainz sunt pe ultimul loc. Vai de capul lor. Uitați-vă și voi, a făcut și ei un egal cu Bochum și încă unul cu Mönchengladbach din greșeală. Leipzig cu sânge trebuie, zic că bate. Brighton nu pierde la Everton, așa m-am gândit eu. Manchester City cu Bournemouth, nu știu dacă aveți ce să luați. PSV-ul trebuie să bată pe Heracles, Benfica pe ce aveți ăștia. Austria venea cu Salzburg-ul, domine campionatul cam fiecare an trebuie să bată. Am mai luat Newcastle cu Arsenal, aici nu știu, GG sau peste 2,5, nu știu, e meci foarte greu. Mă gândeam la Sevilla că nu pierde cu Celta, n-ar trebui să pierdă totuși Sevilla cu Celta, adică trebuie să-și revină și ei și uitați-vă la Sevilla cum arată. Adică de pierdut, eu zic că nu pierd. Celta arată rău și ei, o să fie un meci, nu știu, dacă ar bate Celta ar fi o surpriză. Alkmaar cu Excelsior, ar trebui să bat Alkmaar, dar na, și Excelsior ăștia sunt pe undeva pe aici. Dar mă gândesc că au bătut și că au avut parcurs mai ușor. Alkmaar joacă fotbal, PSV joacă fotbal, Feyenoord joacă fotbal. Și dacă vă uitați în josul clasamentului, mai e Ajax-ul în cap, aș pe 15, era pe ultimul loc până acum. Bă, pe ultimul meci, bă. Pe ultimul loc, bă. Universitatea Craiova cu Craiova, derby, tată. Nu știu, l-am pus aici, dar nu știu ce să zic. Craiova lui Mititelu joacă rău, Craiova cealaltă joacă tot rău. Nu știu ce să zic, bă, ce să iei aici. Nu știu ce să iei, GG. Nu știu, bă, ce să zic. L-am pus și eu aici. Barça mă gândesc că nu pierde cu Sociedad-ul. Hamburg ar trebui să nu piardă aici. Cu băieții ăștia ar trebui să nu piardă. Hamburg joacă bine întotdeauna să bate la promovare, dar niciodată nu promovează. Nu știu dacă știți povestea lui Hamburg. Ce mai avem pe duminică? Twente trebuie să bată pe Utrecht. Utrecht-ul i-a luat locul lui Ajax și mai rău decât Ajax sunt pe ultimul loc, mâncava și Twente joacă fotbal. Hanover nu pierde cu Browns mai ăștia, uitați-vă și voi. Dacă pierzi cu ăștia e prăpăd, frate, și cotă 1.57, eu zic că nu pierde. Hai să vedem ce bilet facem. Ferencvaros mai avem aici, Nottingham, Faro cu Botoșani, dacă ziceți mie că nu bate Faro pe Botoșani, ai. Fiți atenți, hai să vedem din tot ce avem noi aici. Hai să încropim un bilet. Hai să începem cu United ca să... E moartă Farul? Păi da, Botoșanu e și mai rău. Dacă ți se tot ce ai zis, donezi 100 de euro. Bă, n-are cum tot, frate. De-aia le selectezi și tu, le mai faci, le mai... Cât are că marchează United-ul? 1.20, de cât are că marchează Fulham? 1.36. Greu meci. Asta nu e o cotărea cu 0.5 goluri, 7.5 cartonașe. În real nu e încredere? Ba da. GG sau peste 2.5? GG sau peste 2.5 avem 1.47. Oho, bun.
Hai, bun, începem, stai că avem aici. Începem festivalul cu United. Bun, stai să mi le pun eu în stânga aici ca să văd exact ce avem. Asta merită protoșan dacă aduce toți africanii? Da, într-adevăr. Girona. Bă, eu zic că băieții ăștia de la Girona, dacă nu dau ei gol cu Osasuna, la ce atac au, deci au un atac foarte bun, înseamnă că fotbalul are probleme. Napoli cu Salernitana. Zic că bate. Bă, și eu zic că îi bate și pe Union Berlin. Nou atacant, asta e faza la ei, că nu au atacant. Osimhen e accidentat, dar l-au și pe Raspadori și l-au și pe fisul lui Simeone. Deci nu e așa rău. Un 18 slav. Ce mai avem aici din ce am zis noi? Leipzig. Deci Leipzig, dacă nu bate pe Mainz, știu că băieții sunt în cădere totală, dacă nu bați pe Mainz, este problemă. Avem un PSFX, PSV1 sau? Ce mai avem noi pe aici? Leipzig va avea peste 3,5 șuturi pe poartă, marchează un gol, 3,5 cornere. Bă, să știți, cotele astea de la Superbet, nu știu dacă v-ați uitat vreodată în ele, bă, sunt foarte bune. Face egal, deci nu, asta e rea, că poate să fie 1-0 la pauză și să bată 2-0, 2-1 pe final. Bă, ar trebui să bată, dacă nici Leipzig nu bate. Mai avem... Stai să închidem aici, că avem un milion de bilete. Eu mai merg, când fac bilete de-astea, am mai mers pe treaba asta, dar nu mai văd DNB-ul. Nu văd deloc, deci deloc nu văd DNB de ăla. Hai mă, că era mai mare, era DNB, bla bla bla. 1.25. Gen la egal spune cotă 1 și nu e așa rău. La Leipzig nu joacă câțiva titulari importanți, nu știu ce să zic. Punem așa și mai înlocuim după aia, dacă e, că și mie mi-e frică de asta. Leipzig merge câte scuipați în gură, nu pe bilete. La Brighton ce ziceți, mă băieți? Un X2? Zic că nu-i bate Everton, n-or fi chiar atât de fraier să-i bată Everton, nu? Mă gândesc eu. Ia mult de cu Rosenborg, trei pus? Imediat. PSV-ul și-a micșurat cota. Între timp, asta se întâmplă. Benfica 1-30. Ce s-a întâmplat, mă? Care a dat gol? 3-0 PSG-ul, băieți. Bun. Austria-Viena. Austria-Viena odată și Salzburg cu Tirol. Bă, ar trebui să bat amândouă, adică dacă nici astea nu bat, care sunt echipe în fiecare, de fiecare dată trebuie să bată. Feyenoord 2 și peste 2,5. Bă, mie îmi trebuiesc din astea mai sigure, înțelegi tu? Asta e fast. Eu nu știu, asta am încredere în Sevilla că... Cred că Feyenoord ia campionatul anul ăsta. Deci Feyenoord, nu știu, asta e părerea mea, eu zic că ia campionat. La cum joc. Doi și peste 1,5 goluri Feyenoord, eu zic că un 2-0 acolo, eu zic că e realizabil. Ce mai avem noi aici? Ce am zis? Am zis că punem pe un Hamburg. Hamburg cu băieții ăștia la 1x sau 1.18 și la asta de DNB 1.25. E perfect, nu ne trebuie mai mult. Bun, ce mai avem? Hanover.
Mai întâi punem tot ce avem noi aici. Și după vedem. 1.16 la fel. Asta de DNB știi care e treaba la biletele astea de te mai salvează poate. 1.20. Na, mă, hai bă, trebuie să-i batem, mă. Îi batem un Hanover pe ăștia. Nu ne gândim noi la eșec, frate. Eșecul e pentru fraieri. Peste Final Run, da, bă, joacă bine. Părerea Aston Villa cu Nottingham? Un X2 corect? Eu zic că se poate. Farul, la fel, bă, frate. E penibilă echipa, nu cred că are vreodată cum să nu bată. Bodo Glimt am mai luat eu pe aici. Bodo Glimt cu băieții ăștia, cred că la DNB e prea mică cota. 1.22. Bă, eu zic că bate Bodo Glimt, chiar dacă are avans de puncte, ăștia nu i-au bătut niciodată în ultimii 3 ani. Sunt pe ce loc sunt băieții ăștia? Facem așa un bilet și îi scoatem pe locul 13. Nu ar trebui să fie probleme. GG la Steaua sunt rapid sau peste 5 cartonașe? Într-adevăr, nu e rău. Eu zic că gafează Bodo. Hai să-i scoatem atunci. Că nici eu nu am prea multă încredere. Bă, Stuttgart-ul. Ce părere aveți, bă, băieți de Stuttgart, a? Ce părere aveți voi de Stuttgart? Doi și trei plus direct. Uitați-vă aici, Stuttgart. 27 de goluri date, numai Leverkusen a mai dat 27 în campionat. Adică, mă rog, și Bayern-ul nu-i pui. Uitați-vă la ei, bă, băiatule. A pierdut și ei cu Hoffenheim, dar au pierdut Groț. Nu cred că îi bat băieții ăștia abia promovați, nu? Mamă, de când n-au mai bătut, mă, ăștia? Mamă, cât de rău stau ăștia. Îl pun și pe Discord, da, bineînțeles. Eu zic că e de luat. Elfsborg ăștia. La fel, de luat. Nu cred că avem probleme cu ei, sperăm noi. FCSB-ul, bă, zic 1x, nu știu, mi se pare că joacă cam răuț rapid, nu mă impresionează. Real Madrid, cu Vallecano, eu zic că bate. Sporting cu Estrela ăștia, la fel, eu zic că bat. Sporting Lisabona Estrela. Hai să vedem ce scoatem de aici. Ce e mai nesigur de aici? Așa, Napoli, PSF 1. Scoatem Hanoverul ca să fim noi așa mai. Deci bun, avem biletul ăsta cu 10 lei. Cât avem, mă, băieți? 55 de milioane. Ce ziceți? E bine? Ajunge? Man United. Dacă scoatem Man United-ul. Mai punem Barça, bă, marți că îi bate pe ăștia, pe Shakhtar. Bun. Ăsta a fost odat. Fiți atenți, acum mai adăugăm noi niște meciuri din Champions League. Și vedem ce mai scoatem de acolo. Bun, Leipzig, pauză sau final 2, eu zic că e ce trebuie. Mamă, 2-0 Atletico, băieți, ia căzăpit, ia liniștit pe Atletico Las Palmas. Mai avem
Bayern cu Galata, bă, a jucat binișor Galata, dar eu zic că îi bate Bayernul acasă, ca în greu acasă la Bayern să faci surprize. Și Real Madrid cu Braga, bă, n-a jucat o Braga, dar la fel, ca în greu. După Santiago Bernabeu să faci figuri. Liverpool, ce s-a întâmplat, mă, chat în celălalt meci? Liverpool merge bine, nu știu, n-ar trebui să se încurce. Mamă, 5-1 i-a bătut pe Toulouse. Aoleu, ce i-a distrus. Lăsăm așa că e bine. Bun. Eu am mai pus pe aici. Deci haideți să vedem. Zice ce scoatem de aici. Uite, de exemplu, mie frică de Napoli cu Salernitana, chiar dacă e. Sau cu Union. Hai să scoatem pe Napoli din asta. Brighton-ul X2. Deci asta merită scos. Feyenoord-ul n-ar rău să ne complicăm cu el. Viena, zici tu că Viena e periculos de aici? Hai scoatem Viena, na. Copenhaga 1x cu United? Nu pun așa ceva. Hai că putea să-i bată 4-0 Copenhaga. Hai mă, M-Star, lasă-mă în pace. Hai că putea să-i bată 4-0 Copenhaga. Te-ai dus ca îndepărtuț. Mai avem așa următoarele meciuri care... Eu zic că Leverkusen nu face treabă. Bate așa. Scot Barça. Așa m-am gândit. Ia cu 10 lei 42. Lăsăm și post. Ia Porto. Da, nu știu, eu am așa o reținere când se întâmplă rezultate de-astea. Deci Porto zici tu că bat, Leverkusen la fel. La Porto să luăm la fel PSVX, să fim siguri. 1-28. Lasă așa PSVX că e mai bine. E mai sănătos pentru toată lumea. Scoatem noi FCSB-ul, că cine știe ce se întâmplă. Aș scoate și Realul din campionat, că așa. Bun, am pus așa. Am mai avut... m-am gândit eu Fiorentina. I-a bătut pe băieții ăștia, pe cucaricii ăștia. I-a znopit în bătaie. Chiar dacă nu ești Fiorentina, cine știe ce, bă, cu carici ăștia sunt slab rău, dă tot, 6-0 le-a dat Fiorentina, 2-0 Genk, Ferencvaros 3-1, deci sunt zob, nu. Și Fiorentina cam trebuie să bată, să-și asigure locul, mă gândesc eu. Eu zic că îi bate pe cu carici ăștia. Încă 10 lei, 42 de beți. Zic că iese. Adică zic că iese, da, să-ți dai seama, când faci un bilet, sper să iasă. Atletico cu noi, nu e ce trebuie. Altceva, ce mai avem noi pe aici? Mă gândesc eu și că Fenerbahce, decât dacă nu trântește meciul, nu-i bate pe Ludogoreț. Pariază mai bine data viitoare. Nu știu dacă e un bro, ce mai întâmplă. Da, e de evitat Fenerbahce ăștia că s-a mai scăzut cota și nu știu. Am mai pus eu Norgeland cu Târnava. Bă, Norgeland ăștia. Bă, pare noi am râs de ei și așa, dar că am jucat fotbal. Târnavă ăștia 2-0, 2-1, 4-0, slăbani,
Slăbani, slăbani, slăbani, slăbani. Și mă gândesc că o să... Mamă, 7-1 a dat lui Ludogorets și 2-0 lui Târnava. Eu zic că îi bate iar. Mai ales acasă. Acasă pe terenul la sintetic n-ai ce să le faci la danezi ăștia. Nemonul îi face zup. Scoate în Sevilla de data asta. Bun. Ce mai avem noi pe aici? Ce am mai pus noi? Ce am mai ales? Arsenal cu Sevilla. Mă gândesc eu că îi bate Arsenal. Da, nu știu. Arsenal ăștia cam... Cam trântezi meciuri, mă. Mi se pare că Arsenal trântește meciuri. 2-1 cu Sevilla, mai mult cu noroc decât. Ce grupa naibii aici, eu zic că, eu vă zic că PSV-ul îi bate sigur pe Lens acasă. Îi bate sigur, sau 1x minim. O să evităm, o să evităm. Unde o să se joace meciul ăsta, stadionul? În Hamburg o să se joace, dune. Barcelona cam trebuie să bată, nu să-și asigure, să-și asigure locul pe mai departe. Bine, mai sunt de joacă, în afară de meciul cu Shakhtar, mai are cu Porto și cu Antwerp. Ce mai avem, ce mai... Bă, a scoate Napoli din campionat. Și Hamburg. Că nu știu eu ce se mai întâmplă pe acolo. Tottenham Chelsea 1x. Bă, da. Dar mi-e frică să nu... Îl am aici, uite. Îl am aici, uite. Tottenham-ul l-am aici. Mi-e frică, mă, de Chelsea. Echipa dracu Chelsea. Nu știu, nu știu la ce să te aștepți, bă, de la ea. E imprevizibilă, nu știu. E o echipă, are lot bun, rău de tot Chelsea. Deci bun, avem 18 meciuri, n-ar mai trebui vreo 2 meciuri. Ia mai dați-mi niște idei de meciuri așa pentru... Gol Morata 2-1. Păi e târziu, mă, leule. Târziu, foarte târziu. Eu zic că Real îi bate pe Braga, nu... Oh, mi se pare că sunt probleme. Ia să vedem la Manchester City ceva ce putem și noi să punem. Ăștia amândoi s-au făcut un șut pe poartă. Bournemouth ori fi, mă, și ei în stare să ia un... Să... ziceți. Să facă un corner. Ia, care a fost ultimul meci? Ia să vedem noi la băiețiște. În ultimul meci au avut și în corner. Au avut 4. Ia vezi, mă, că joacă, mi-i subestimăm băieții, joacă fotbal. Șampanie. Dar nu știu dacă... Nu știu, nu prea-mi plac mie asta. De deci cine are, mă, și peste 1,5 goluri?
10 cornere în meci pare o de-asta bună. Păi decât 10 cornere în meci, 1,5 goluri și 7,5 cornere, na. Să nu fie nici ca mine, nici ca tine. Altceva? Păi așa am pus. Așa i-am dat. Bun. Nu știu, mă, băieți, altceva. Să pun pe unde ăsta și... Să punem și pe... Îi bate, mă, trebuie să-i bată, mă, trebuie să-i bată, n-are. Hai, mă, spunem 18 lei ca să terminăm bănuții și aia. Nu știu, am făcut câteva bilete, am multe bilete, deci am multe bilete, o să vi le arăt pe toate. O să vi le pun pe Discord pe toate. Gândiți-vă că am biletele astea. Uitați-vă câte bilete sunt. Da, am mizat în total cât 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90, 140 de lei pe toate. Da, merită încercat. Nu știu ce sunt pe aici. Numai PSG am avut astăzi pe majoritatea. Nu știu dacă am mai jucat ceva pe ele. Nu, cred că astăzi numai PSG. Efectiv, numai PSG, că nu, nici PSG-ul pe unele. Că nu merita. Biletul ăsta cu 4 lei este luat de la un tip care face bilete sau așa. L-am pus și eu la mișto, că și l-a pus și l-am pus cu 4 lei. Leicester bate 2-1. Nu știu dacă s-a terminat meciul, ce s-a întâmplat. Ia să ne uităm. S-a terminat meciul acum, cred că trebuie să termine meciul. Cred că cred că din prima n-a ieșit. Ia, e 1-0 pentru Leeds, nicio treabă. Dar l-am încercat eu așa. Mi s-a părut ok, 4 lei, 400 de milioane, cine știe. 3-1, Bayern scor corect, Newcastle 2-1, Barcelona 2-1. Astea merg, uite, poți să le pui în continuare, nu se întâmplă nimic. Bun. Și cam astea sunt ce am luat. Mă mai inspir de la unul, de la altul, mai pun și eu, mai fac, poate iese vreunul, na. Poate. Vedeți și voi ce am pus. În principiu sunt cam aceleași bilete. Mai e un meci, două schimbat. Mai puteți să vă inspirați să le luați. Ăsta am cam exagerat un pic. Asta e cu 25 de meciuri, că nu m-am uitat. E până joi. De ce 24? Că unul a ieșit. Ok. Gata. Bun. Da, mă, băieți, cam ăsta a fost live-ul pe seara asta. Ce să vă zic, vă pup și vă iubesc, nu știu dacă fac mâine live, o să filmez, o să editez ceva, nu știu, o să tai un clip să-l pun pe canalul ăsta, ca să n-avem zi fără clip, că ar fi nașpa, fără clip sau live. Nu știu, că mi-a sunt obosit, nu știu, nu am chef de nimic. Vă las, vă pup și vă iubesc și ne vedem... ori duminică, ori luni, nu știu, că duminică o să merg la meci, la Steaua cu Rapid, dar vedem. Hai, vă las, vă pup, vă urez weekend plăcut, era frumos dacă făceam 200 like-uri, dar dacă n-ați vrut, asta este, nu vă condamn. Aveți grijă de voi, vă pup, vă iubesc și o să vină și zilele mai bune, mă, băieți, nu vă faceți griji, că o să vină și zile mai bune, când o să fim noi mai șmecheri, cum eram înainte. Hai, ne beau, prieteni.